Bonjurică, monsieur, madame, madame, monsieur, je voudrais poveste avec vous about Vizante. În caz că nu v-ați uitat ieri la știri, un tren cu mulți copii a rămas 9 ore pe câmp, după care au trimis altă locomotivă să-i salveze și aia s-a stricat, asta 3 ore în pădure. Pe scurt, un dezastru de imagine pentru CFR. Companie condusă de un domn numit Ovidiu Vizante. Și în loc să vedem ce vedem de obicei, un director de companie de stat greșește, este scos la televizor, eviscerat, ce mai este, făcut praf, oricine ar fi el, am văzut altceva. L-am văzut pe ministrul transporturilor, Eugen Drulă, apărându-l ca pe Iisus. Pe seară l-am văzut pe Dan Barna, președintele USR, apărându-l pe fucking Vizante ca pe Iisus. Bă, recunoașteți că nu se întâmplă des. Adică mereu era invers ierarhic. Deci, când era Dragnea acuzat de o hoție, venea cineva din subordinea lui, venea Codrin Ștefănescu să-l apere la, în studiourile Digi sau Antena 3. Sau ideea că așa funcționează. În politică există, nu știu cum să... Hai că vă spun pe scurt. Țineți minte teoria centrului imaculat. E un concept filozofic care a fost adaptat la PR-ul politic. Ideea este că orice s-ar întâmpla în partid, șeful nu trebuie să fie amestecat, pentru că șeful de obicei e o locomotivă de imagine, un tip care aduce voturi, și atunci el trebuie ferit. Centrul imaculat înseamnă că se poate murdări structura din jurul șefului oricât de gros, important e ca niciun strop să n-ajungă în centru. Ce a făcut aseară Dan Barna și ce a făcut mai devreme Eugen Drulă, că Drulă a ținut piept toată ziua și seara a trecut Dan Barna la apărare, a fost complet inedit și interesant, pentru că la cum s-au purtat Eugen Drulă și Dan Barna, pare că Ovidiu Vizante de la CFR este șeful lor. Serios. Și după ce am văzut prestația lui Dan Barna la Cosmin Prelipceanu, care între noi fie vorba, nu știe, frate, să atace un om, să atace. Nu știe să fie tare în gură și să, cum să spun, deci dacă invitatul îți răspunde, tu îl întrebi de mere, el îți răspunde de covoare, nu treci imediat, serios, ce mărime, din lână sau de la Ikea? Bă, tu întrebai de mere, ține-o pe atac cu merele, nu-l mai lăsa să facă eschivele. Dan Barna și-a făcut toate eschivele la Prelipceanu, iar Prelipceanu nu s-a prins, nu că n-a vrut. Se vedea pe el că n-a înțeles unde îl duce ăla cu discuții. Mă rog, fucking, nu contează. Hai să ne întoarcem la Vizante. Directorul CFR este un personaj foarte interesant și dacă cei din Digi și cei din Antena 3 și-ar fi bătut puțin capul, zic Digi și Antena 3, pentru că Digi cumva e foarte atent la nuanțele guvernării USR, iar Antena este foarte atent să distrugă USR cu orice prilej. Și dacă și-ar fi făcut bine lecțiile, ar fi avut amândoi ce spun. Dar n-au făcut-o. Eu m-am uitat 10 minute, pentru că eu am alte treburi vinerea, joia, seara, dar pot să vă spun următoarele chestii. În 2016 vine premier domnul Dacian Cioloș, un grand dudu, și îl pune la CFR printre primele schimbări pe care le-a făcut ăsta, l-a pus la CFR pe un tip Costescu, un Costescu, pe care în 6 luni l-a schimbat, a zis că nu e performant. În astea 6 luni Cioloș a mai făcut ceva. A modificat master planul de transport încheiat cu Uniunea Europeană, care prevedea, ei au zis, bă, voi sunteți cam pe opere așa cu calea ferată, vă dăm noi vreo 11 miliarde pentru cale ferată, locomotive și vagoan. Așa era semnat de pe timpul lui Ponta. Rezonabil. Dar a venit Cioloș și a zis, nu. Și a zis, dați-ne banii ăștia doar pentru cale ferată. Nu vrem locomotive și vagoane. Și pentru că era Cioloș, Dumnezeu planetei Pământ, guvernatorul guvernării supreme, esența divină de politician, fucking, o prostie, dar avea o imagine extraordinară, nimeni n-a pus întrebări. N-a pus întrebări nici când l-a zburat pe Costescu. Deci l-a pus și în 6 luni l-a dat jos, toată lumea a zis, da, domnule, dați-i jos dacă nu fac nimic. De fapt, lumea habar n-avea ce făcuse Costescu. În schimb, Costescu ăla a fost pus de Eugen Drulă, cum a devenit Drulă ministru, ban Costescu la CFR. Ce băiat, ce valoare, plus competență.
nu mai era tipul de mis de Cioloș că-i bătut în cap, cum ne-a zis Cioloș, că nu-și ține obiectivele. L-au pus pe Costescu. După care, Costescu prin martie, ca un prost ce era, ca să zic așa, politic vorbind, zice că CFR-ul are 2500 de vagoane, dar numai 800. Merg și că prioritatea lui e să mai repare și modernizeze cel puțin 1000 de vagoane. Bă, nu mai trec două săptămâni și îl schimbă, trulă, pe Costescu, cu acest băiat, Vizante, care lucra a un gran operator de Austria, de Autriș, de țara noastră, ca să zic așa, în caz că nu înțelegeți despre ce vorbesc. Sunt operatori privați CFR de două feluri. Unii care au închiriat și un tren, ruta Ploiești-Mănăci, un căcat pan să fac și un leu. Și unii care li s-a dat voie într-un mod bizar să facă noduri, depozite logistice, niște chestii. Niște chestii complexe. E, Monsieur Vizante a lucre a se kind of operator, ca să zic așa, că eu atâta pot, în franceză. Deci îl pun pe Vizante director, dându-l jos pe ăla care visa vagoane. Auzi ce prost, visa vagoane și locomotive când știm cu toții că nu ne trebuie doar cale ferată. Și atunci puteți înțelege deja prima poveste. Dacă legați asta de modificarea masterplanului făcută de Cioloș, o să înțelegeți că niște interese străine, nu românești, că dacă erau românești, nu se aplicau în cazul lui Cioloș, vizează ca România să aibă doar infrastructură foarte bună, să poată să circule trenuri pe aici, dar nu cumva să fie trenurile României și vagoanele României, că iese nasol. Cineva vrea să ne vândă sau închirieze trenuri și vagoane. Adică scrie pe toate gardurile. Și eu pot să înțeleg asta. Bă, oricum suntem o colonie de căcat, oricum Cioloș n-a făcut nimic pentru țara asta, a făcut pentru oamenii care îl susțin. Eu sunt de acord cu asta. Dar faza de ieri cu Vizante a demantelat, cum se zic eu, la structură ierarhic de set organizațion occulte. Practic, apărându-l atât de tare și Drulă și Vizante, ne-au arătat tuturor că Vizante e pus acolo de o entitate mult mai șmecheră decât ei doi. Și că ei nu doar că trebuie, bă, sunt obligați, sunt datori, adică cineva s-a purtat ieri cu Drulă și cu Barna, de parcă i-a sunat și a zis, bă, vedeți că pe omul nostru sunt niște flegme, le-a pus presa, nu știu ce căcat a făcut. Bă, duceți-vă și ștergeți-l, mă, să arate ca un cur de copil mic. Iar ăștia n-au mărit. S-au dus. Știți unde? Deci eu am avut odată un contract cu un hotel, un contract de abonament foto. Foarte rare chestiile astea. Omul ăla îmi dădea niște bani lunar să mă duc ori de câte ori este nevoie, când are el nevoie. Adică un contract on demand. Bă, am regretat foarte mult că am semnat contractul ăla, pentru că eu l-am semnat prin ianuarie. M-a chemat odată la nu știu ce workshop, odată la nu știu ce petrecere de asta corporate. Mamă, și când a venit vara, m-a chemat de 3 ori pe săptămână. Că luna era salsa, marți era petrecere la piscină, miercuri era, dar nu aveam ce să mai mări, că luasem banii, înțelegi? Luasem banii, semnasem contractul, luasem banii, trebuia să prestez ca Uber-ul. Deci mă duceam, că aveam, că n-aveam treabă, mă scuzam, bă, trebuie să mă spun niște poze la ăla, 10 cadre pentru social media, spanac. Băi, Barna și cu Drulă s-au purtat fix așa. De parcă au luat deja banii și n-au ce să facă. Deci l-au apărat pe ăsta ca pe Dumnezeu. Deci Costescu, ce vreau să zic eu cu povestea asta? Costescu nu este unul din fraierii puși acolo temporar la rotație să facă o combinație, să dispar. Bă, Costescu, ăsta Costescu, scuzați-mă, avec français, scuze, franceza mea, da. Vizante, Ovidiu Vizante, acest băiat, este partea unui plan foarte șmecher, foarte mare, care nu se face în România, dacă îți mă întreb pe mine, și pentru care niște băieți, nu zic Barna și Drulă, au luat deja bani. Deci niște băieți au luat deja banii ca niște lucruri se întâmplă într-un fel, iar ca lucrurile se întâmplă într-un fel, Vizante trebuie să rămână, cum zicea Barna asta seară de 3 ori. Trebuie să rămână. Nu-l poți da jos după doar 3 luni. Un om trebuie să fie demis după acțiunile lui, nu după ce se spune într-o conversație cu un ziarist. Băi, așa ceva de penibil. Deci știi, copilul tău e prins la școală că fură din buzunare de 5 ori și când vor să-l dea afară tu zici, da ce, care note bune la franceză. Băi, deci n-am văzut atât de penibil niciodată. Rezumăm, dacă mai vrei ceva incroyable de mișto avec ce băiat. Ce băiat, le monsieur, cum îl cheamă, mă, că am uitat, Vizante. Da, mă, îl cheamă ca actorul Marius Vizante, doar că stai video.
Știți pentru cine a lucrat Vizonte? Avec une compagnie détenue par Costel Comana? Ați auzit de Costel Comana? Bă, e foarte păcat că n-ați auzit. Pentru că ați auzit într-o perioadă foarte mult timp și dacă ați uitat, înseamnă că n-aveți o memorie care să vă ajute să aveți spirit critic, vă gândiți la politică. Deci, Costel Comana este acel băiat care a reușit să sinucidă într-un avion de clanța care era la 70 de centimetri de sol. S-a spânzurat. E singur om din lume care în epoca modernă a reușit să spânzure de ceva aflat la nivelul brâului într-un avion care venea din Brazilia, pentru că Costel Comana era asociat avec un tip care era asociat cu Dragnea. Bă, de ce mișto, rău? Deci băiatul ăsta Vizonte este foarte mișto. Și mi-a plăcut oamenii care au un plan și au ceva de făcut și așa e. Nu trebuie demis până nu face ce are de făcut. Eu abia aștept să văd ce are de făcut. Eu am mai văzut țara asta jefuită în mai multe feluri. Abia aștept să mai văd un mod. La revedere tuturor!